Mihai Ștoc, un bărbat de 45 de ani din județul Bacău, comuna Faraoni, a plecat acum 9 ani în Italia să muncească pentru a oferi familiei un trai decent, dar de aproape 4 ani nu se mai știe nimic despre el. Muncea în construcții la negru pentru că nu a reușit să obțină actele necesare. A încercat să-și facă acte, a avut câteva tentative de acte soggiorno, cum se făcea atunci, acum nu știu dacă mai sunt legile astea, dar nu... N-a reușit, nu i s-a aprobat și a lucrat la negru, n-a avut un loc stabil. Plecase împreună cu fratele său, ultima persoană cu care a și vorbit. Mai are un frate care e în Italia. Ei au ținut legătura, că tot în aceeași localitate au fost și el... Normal, el a sesizat dispariția lui acum 4 ani, când a dispărut. Tot fratele său e cel care a început să-l caute cu disperare. Urmau să se mai întâlnească, cred că a doua zi, după cum am înțeles eu atunci, și el n-a mai apărut. După aia a dat de gândit, tot l-a căutat prin telefon, n-a răspuns și s-a dus la... apartamentul unde stătea să-l caute și acolo a ieșit la iveală că n-a apărut nici pe acolo. Povestea e încă neclară. Cert e că la doar 10 zile după dispariție, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit de 2 vânători de mistreți. Corpul era de nerecunoscut, intrat în putrefacție, sfâșiat de animalele sălbatice. Nu avea haine și niciun document asupra lui pentru a nu fi recunoscut în niciun fel. Se pare că a căzut de pe schelă la locul de muncă unde lucra fără centură de siguranță. A fost găsit inițial de un alt coleg român care lucra cu el, dar patronii au scăpat repede pe motivul că se ocupă ei de tot. I-au substras apoi mortului documentele și celularul și l-au transportat la o groapă de gunoi, la 20 de kilometri de Venaria. Am înțeles că totuși a fost o dispariție, un accident la locul de muncă. Așa se scrie pe internet, dar atunci nu am știut că a ajuns la locul de muncă și că ar fi avut un accident. Deci era totul neclar. Singurele informații pe care le are femeia sunt cele de pe internet, dar așteaptă finalizarea anchetei. Singura informație pe care o aveți este cea de pe internet? Da, da, deocamdată alta, pentru că ancheta nu este încheiată și nu știu absolut nimic ce s-a întâmplat. Cu lacrimi în ochi, soția victimei a declarat pentru 1TV că a rămas cu 2 copii, o fetiță de 6 ani și un băiat de 11, pe care îi întreține singură dintr-un salariu modest pe care îl câștigă la o fabrică de confecții. După aflarea veștii, băiatul se pare că s-a îmbolnăvit. Eu am 2 copii, au rămas 2 copii în urmă. Din care cel mare s-a îmbolnăvit din cauza asta. De ce boală suferă? Anul trecut, Interpol a semnalat autoritățile italiene dispariția lui Mihai Ștoc, reclamată de familie în România, iar procurorii din Asti au decis să redeschidă dosarul acelui corp fără nume.